Somonul se vede că e un pic prăjit prea tare în partea inferioară și vă spun imediat și de ce, ca să nu pățiți la fel. Am cumpărat aceste medalioane de somon, le-am dat cu niște ierburi, usturoi granulat și un pic de ulei de măsline. Le-am așezat pe grill, dar n-am observat că osul din mijloc ține un pic ridicată plita în partea superioară și aceasta nu atinge carnea. În fine, le-am întors, vedeți că pe partea asta sunt perfect prăjite și le-am mai lăsat câteva minute. Am făcut și o mămăliguță, un sos de usturoi și acesta a fost rezultatul. Nu uitați de like și abonare pentru mai multe clipuri de acest fel. Mulțumim!